Vă salut de la New York, de la misiunea permanentă a României pe lângă Națiunile Unite. Vă salut pe toți cei interesați de programul delegat de tineret al României la ONU, ai căror minunați exponenți sunt Eliza Chirilă și Cosmin Chiriță. Mă bucură foarte mult interesul dumneavoastră pentru vasta problematică, pentru valorile și principiile ONU și vă încurajez să deveniți delegat de tineret al României în singura arenă globală a lumii. Este o postură din care câștigă toată lumea. Noi putem arăta lumii cât de excepționali sunt tinerii României, iar delegații de tineret trăiesc o experiență de neuitat ce îi marchează și motivează pe viață. Vreau să știți că împreună cu mica, dar inimoasa și harnica mea echipă de aici, de la New York, reprezentăm România, deci inclusiv pe dumneavoastră, în această unică arenă universală, unde interacționăm zilnic cu celelalte 192 de state membre ale ONU, alături de care suntem implicați în dezbateri și negocieri legate de cele 177 de teme principale de pe agenda onusiană sau de sutele de rezoluții tematice pe care le adoptăm anual. În munca noastră purtăm mereu România în suflet, iar în minte deviza Semper Fidelis Patrie. Vă încurajez așadar să ne ajutați să aducem și mai multă vizibilitate, demnitate, onoare, dinamism și glorie României la ONU. Avem totodată nevoie de cât mai mulți aliați tineri care să înțeleagă anvergura și importanța crucială a chestiunilor globale. Aveți două exemple extraordinare în fața voastră, pe Eliza și pe Cosmin. Contăm pe voi așadar, minunații tineri ai României, de care promitem că vom fi mereu alături, să continuați să promovați această cauză, urmând înțelepciunea filozofiei marelui Nicolae Titulescu, care spunea: și chiar de nu voi fi un far, ci o candelă, ajunge. Și chiar de nu voi fi nici candelă, tot ajunge, fiindcă m-am străduit să aprind lumina. Haideți, dragii mei, să încercăm împreună nu doar să aprindem lumina, ci să o perpetuăm.